100%. O să vă comunic și defalcat câteva cifre. Deci din cei 86%, 44% au primit o majorare de până la 500 de lei, 30% au primit sume cuprinse între 500 și 1000 de lei, 22% sume cuprinse între 1000 și 2000 de lei și un procent de 3,2% au primit o majorare de peste 2000 de lei. Cu caracter informativ, majorările, de cea mai mică majorare este de ordinul a câțiva lei, în timp ce suma cea mai mare pe care a primit-o un pensionar în județul Prahova este de 6569 de lei. Deci sunt pensionari care au primit sume